Servus! Astăzi ți-am adus nu o carte, ci mai multe cărți care sper să-ți placă și sunt din sfere cu totul și cu totul diferite. Vei vedea. Prima carte este un volum cu doi filozofi stoici, Epictet și Marcus Aurelius. Marcus Aurelius este împăratul roman Marcus Aurelius, care este în același timp și filozof stoic. Iată câteva din gândurile acestor oameni extraordinari care au scris atât de frumos despre noi oamenii și despre viața umană în general. Epictet spune așa: cineva a dat îmbrăcăminte călduroasă unui pirat aruncat pe țărm și păgubit de furtună. Apoi, conducându-l la casa sa, i-a procurat de îndată toate cele de trebuință. Fiind ojenit de către cineva după aceea că se face binefăcătorul celor netrebnici, a spus: Eu n-am cinstit pe omul acesta, ci în el am respectat ceea ce este general uman. Iar Marcus Aurelius spune în felul următor: aruncă-ți privirea asupra stelelor, ca și cum te-ai roti împreună cu ele și aibi întotdeauna în minte transformarea elementelor unele în altele, căci reprezentările acestora purifică, curăță murdăria vieții trăită pământește. Și tot el spune, în paragraful cu numărul 48, iată o frumoasă gândire a lui Platon: cel care vorbește despre oameni trebuie să aibă în vedere cele pământești ca și cum ar privi de undeva de sus. Ar privi de undeva de sus mulțimile de oameni, armatele, culturile agricole, căsătoriile, despărțirile, nașterile, morții, rumoarea confuză a curților de judecată, peste pământurile pustii sau peste mozaicul popoarelor barbare, sărbătorile de bucurie, înmormântările janice, piețele publice, amestecul de oameni și lucruri, rânduiala lumii, formate din atâtea contrarii. Așa. Următoarea carte. Albert Einstein este un om extrem de simpatic. Deci, pe lângă faptul că este laureat al premiului Nobel, pe lângă faptul că ne-a lăsat teoria relativității, acest om își arată și o altă latură în volumul Cum văd eu lumea. Își expune ideile despre libertate, despre educație, își expune teoria relativității în așa fel încât să o înțeleagă toată lumea. Este un om de știință cu foarte mult umor. Iată ce zice el în 1922 la Sorbona. Deja își expusese teoria relativității, nu se știa dacă va fi acceptată sau nu. Și el zice așa: dacă teoria mea se va dovedi corectă, Germania va susține că sunt german, iar Franța mă va declara cetățean al lumii. Dacă teoria mea se va dovedi falsă, Franța va spune că sunt german, iar Germania mă va declara evreu. Această carte este de fapt o culegere de texte, o antologie de texte, iar eu, fiind obsedată de libertate, am ales tocmai
textul care se referă la libertate. Și mi-a plăcut ce cum gândește Einstein referitor la libertate. El spune că modul în care noi putem atinge libertatea ține de două lucruri. Și citez primul lucru. Acele bunuri instrumentale care sunt menite să servească la menținerea vieții și a sănătății tuturor ființelor umane trebuie produse cu minimum de muncă posibil. Și doi, satisfacerea nevoilor fizice este într-adevăr o condiție indispensabilă a unei existențe mulțumitoare, dar nu este prin ea însăși suficientă. Pentru a fi mulțumiți, oamenii trebuie să aibă și posibilitatea de a-și dezvolta puterile intelectuale și artistice, în cât mai deplină conformitate cu caracteristicile și aptitudinile lor personale. Și mai departe explică Einstein că avem nevoie de două feluri de libertăți. Practic, avem nevoie de o libertate exterioară și libertate interioară. Libertatea exterioară el o vede ca fiind de două feluri. Una este libertatea care este garantată prin lege. Știți că libertatea de expresie este garantată prin lege, da? Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului. Și a doua libertate exterioară, după Einstein, ar fi posibilitatea de dezvoltare spirituală a individului. Deci, omul nu trebuie numai să lucreze și numai cu asta să se ocupe că lucrează, ci trebuie să aibă timp ca să se dezvolte spiritual în acord cu caracteristicile sale, cu ceea ce, și ceea ce îl interesează pe el. Și mai vorbește de libertatea interioară, care, spune el, reflectă încurajarea gândirii independente. Și se referă aici la școli, spune că școlile pot împiedica dezvoltarea gândirii individuale, dar pot și favoriza această gândire. Acestea pot împiedica dezvoltarea libertății interioare exercitând influențe autoritare sau impunând tinerilor solicitări spirituale excesive. Pe de altă parte, școlile pot favoriza o asemenea libertate, încurajând gândirea independentă. Și eu cred că ceea ce spune el aici, în momentul de față, în societățile actuale, se poate aplica și implementa. Următoarea carte. Și vă veți mira, este vorba despre un roman polițist. Expre am ales această carte pentru că umanitatea aceasta are niște vârfuri. Iată, tocmai am vorbit despre Einstein, care gândesc și creează niște lucruri extraordinare, dar are și pe dezmoșteniții sorții, oameni care nu au avut posibilități, oameni care s-au născut în medii defavorizate și oameni care au devenit criminali, au devenit infractori, au devenit nefrecventabili din punctul societății de vedere. Și atunci am ales
ca o contrapondere a lui Einstein, un om sărman despre care vom vorbi imediat, din volumul Îngerii morții de Paul Ștefănescu. De fapt, nu este un roman, această carte conține mai multe povestiri polițienești, ca să spun așa, mai multe cazuri. Nu știu dacă sunt adevărate sau sunt imaginate, dar modul de gândire și de investigare, să zicem, a cazurilor este explicată în câteva din aceste povestiri. Și povestirea pe care am ales-o este Vampirul din Düsseldorf. Este vorba despre un om care se cheamă Kürten și care omoară mai multe femei. Până la urmă este prins și se fac mai departe investigații asupra lui. Este prima dată investigația medicală să se stabilească dacă are schizofrenie sau paranoia. Nu are. Dacă are o tumoare sau leziune cerebrală, nu are. L-au găsit normal. Se recurge la psihanaliză. Nu s-a depistat nicio ereditate încărcată, nici tendințe sau dorințe refulate, posibil suport al actelor unui pervers polimorf. Nu știu ce înseamnă, să ne explice cineva din poliție. După aceea, se punea întrebarea dacă posedă un cromozom în plus, cromozomul XYY, care se pare că dacă există atunci, individul este predispus la acte din acestea criminale. Se pare că n-au găsit nici asta la el. Dar se vorbește despre mediul din care provine acest Kürten. Mă rog, și cum ajunge el să se bucure de sânge și toată povestea aceasta, dar eu vreau să mă refer aici la mediu. Spune că tatăl său, un alcoolic, îi oferise cele mai josnice exemple. Violase pe una din surorile mai mici, îi brutalizase mama, infiltrându-i progeniturii sale mizeria și murdăria, degradarea morală, mult mai rea decât decăderea materială. În timpul procesului, Kürten și-a pledat irresponsabilitatea, invocând copilăria sa nefericită, alături de un tată nedemn, mizeria fizică și morală. În cele din urmă, el a acuzat societatea. Așa, și interesant că a avut și o perioadă, deci el a fost găsit cu furt, 50 de spargeri și cam atât, dar a avut o perioadă de onorabilitate. Când s-a decis să muncească, s-a angajat într-o fabrică de muniții, s-a căsătorit și părea un soț model, prevenitor și tandru, un lucrător punctual și conștiincios. Destinul său părea definitiv fixat într-o viață cinstită și apoi, dintr-o dată, începând din luna februarie, urmează seria crimelor pe care nu poate să și le explice și nimeni nu a reușit să explice aceasta. Avocatul său, care a pledat pentru irresponsabilitate, spunea că a fost împins de o forță care îl antrena și căreia nu-i putea rezista.
Și da, aceasta este, omul a fost ghilotinat, aceasta este povestea lui Curtin, respectiv cum a fost el denumit vampirul din Düsseldorf. Și eu cred că este povestea unui unei victime a familiei sale. Și mai cred că acești oameni, în măsura în care se poate, trebuie recuperați și ei vor, trebuie recuperați și eu cred că literatura, terapia literară poate să îi recupereze, cred că muzica poate să îi recupereze, cred că animalele sau terapia cu ajutorul animalelor poate să-i recupereze și în măsura posibilităților. Eu cred că acești oameni nu trebuie lăsați în urmă. Sunt victime ale sistemului și ale unor familii de scelerați. Și ultima carte, O mie și una de nopți, altă poveste. Ne ducem cu totul în altă sferă, povestirile Scheherezadei. Interesantă și aici povestea cu șahul care nu mai găsește povestiri sau povești de ascultat. Îi primește pe toți poeții, filozofii, povestitorii, învățații vremii respective la el la curte și le ascultă poveștile și la un moment dat nu mai există povești pe care să le asculte și care să-i placă și îl cheamă pe unul dintre cei mai dragi povestitori care se chema Abu Ali și îi spune următoarele: nu mai am povești. Deși sunt, fără aceste povești eu nu pot trăi, du-te și găsește-mi povestea cea mai frumoasă care există pe pământ, nemai știută, nemai pomenită, cum nu s-a mai auzit, pentru că mie îmi plac povestirile cu întâmplări rare. Dacă găsești această poveste, îți voi da nenumărate bogății și te numesc urmașul meu. Dacă nu, te voi omorâ, te trag în țeapă. Abu Ali este consternat, îi cere un an răgaz ca să găsească această poveste și șahul îi dă acest răgaz cu condiția să nu plece de acasă. Atunci Abu Ali se gândește și găsește 5 cunoscuți pe care îi trimite în toate părțile lumii pentru a găsi această poveste și îi roagă mult să facă tot posibilul pentru că viața lui depinde de această poveste. Pe unul îl trimite în India, pe celălalt în Persia și China, pe celălalt în Khorasan, în Maghreb, pe al patrulea și pe al cincilea în Egipt și Siria. Și unul se va întoarce cu povestea. Vă las pe voi să găsiți cine și despre ce poveste este vorba.